O perioadă impredictibilă care ne-a luat prin surprindere, a călei amploare a evoluat într-un sens în care nu ne-am dorit și în care nu ne-am așteptat. Însă eu zic că avem un program și niște soluții care deja sunt puse în funcțiune. Sunt acele facilități fiscale și de fapt am început cu facilități fiscale încă din aprilie-martie și cu facilitățile la plata creditelor, când am avut și moratorii private făcute de bănci, după care a venit moratoriu public. Avem acel ajutor de stat pe care vine cu granturile pe programul IMM Invest, un program la care multe companii s-au înscris și în ultimele luni, probabil începând cu iulie, multe au reușit să acceseze aceste fonduri. Cel puțin în cazul nostru am depășit 2300 de companii și ne apropiem de 1 miliard. Aceste fonduri se întorc în economie, se întorc la companiile care au nevoie. Acum avem acest program cu granturile. Măsura 1 se închide mâine. Ea a fost și este încă dedicată microgranturilor, acelor PFA-uri și companii micuțe pentru care pot să beneficieze de 2000 de euro. Începând cu joi, se deschide a doua măsură cu fondurile europene pentru finanțarea capitalului de lucru a companiilor mici și mijlocii și urmează probabil în câteva săptămâni măsura în ceea ce privește investițiile și care are șanse mari să crească potențialul acestor companii și al întregii economii. Pentru că, până la urmă, companiile mici și mijlocii reprezintă motorul economiei. Asta e în ceea ce privește programele desfășurate împreună cu autoritățile sau puse în practică de autorități și cu fondurile Comisiei Europene decise pentru România. Însă sprijinul băncilor pentru companii merge dincolo de acest aspect. Și cum vorbeam puțin mai devreme, și noi a trebuit să ne adaptăm acestei situații și să reacționăm mult mai rapid. Poate că este prima schimbare pe care clienții noștri și întreaga societate au observat-o, în sensul că am încercat să sprijinim bucata aceasta imediat ce s-a instaurat starea de urgență, să sprijinim companiile și clienții noștri în a înțelege tot ce pot ei să facă de la distanță și ce nu făceau înainte. De asemenea, o altă schimbare pe care eu am perceput-o, dar este în ambele părți, și de la bănci la clienți și de la clienți la bănci, este nevoia de a sta cât mai aproape, de a se consulta și de a pune, de fapt, parteneriatul în viață, de a-l face efectiv. Pentru că atât băncile au simțit nevoia să stea mai aproape de client, să vadă ce li se întâmplă, cât și invers. Clienții au simțit nevoia, să vină să întrebe, și să vadă care le sunt soluțiile. Și cred că ăsta este un efect pozitiv, care, va continua și care nu va face decât să crească potențialul pe care aceste fonduri le au, în societate și pentru clienții noștri. Cred că, dincolo de fonduri, companiile acestea mici și clienții în general au nevoie de acest suport, de acest sprijin, de coaching și au nevoie să vadă că totul continuă. De exemplu, în cazul nostru, noi avem un program bine cunoscut, zic eu, în piață, se numește Startup Factory, care trebuia să înceapă cu interviuri și este un concurs pentru companiile startup și care trebuia să înceapă cu faza, să aibă faza lui finală de a alege câștigătorii chiar înainte de 16 martie.
Noi nu am renunțat, am mers mai departe și am avut surpriza să vedem că acest program, de exemplu, a strâns mult mai multe proiecte care au vrut să fie finanțate. Adică a crescut de 3 ori numărul de participanți. Am desfășurat tot un mediu online. Mai întâi a fost mai greu să ne acomodăm, dar totul a fost foarte bine și ne-am depășit propriul nostru obiectiv. Am depășit 100 de clienți startup care au fost finanțați anul acesta prin programul nostru, dintre care 27 au avut proiecte COVID, care aveau un impact în a ajuta întreaga societate pe diverse aspecte. Avem de asemenea programele de la supranaționale și chiar am încheiat de curând unul nou, care se numește Easy și este un program pentru sprijinirea, se numește Employment and Social Inclusion, deci așa este în limba engleză, deci pentru a sprijini creșterea numărului de angajați sau a menține angajații și pentru includere socială, este specific dedicat companiilor mici și companiilor care sunt mai vulnerabile, adică tinerii antreprenori, femei, ele au din zonele slab dezvoltate și se adresează acelui sector mic în care companiile au până într-o 100.000 de euro cifră de afaceri, acolo unde penetrarea creditelor este foarte mică, este în jur de 10-12%. Și noi avem acest program pus pe picioare începând cu luna septembrie. Este foarte, foarte apreciat, îl vedem noi și cu ajutorul lui am reușit să dăm credite și acelor companii care înainte nu se încadrau în criterii, pentru că nu aveau colateral, nu aveau garanții, în principal fiind companii din zona aceasta vulnerabilă. Și asta a suplinit. Deci există, zic eu, o paletă întreagă pe care noi ca bancă, dar și celelalte bănci participante din sistemul bancar au încercat să o pună în practică, să o implementeze astfel încât să putem să fim alături de clienții noștri. Mulțumesc foarte mult, Raluca! Avem multe întrebări pentru tine din partea participanților. Dăm voie să selectezi 3 dintre ele și te rog să răspunzi punctual. Care sunt principalele 2 domenii de activitate de unde vin firmele și se adresează băncii voastre pentru cofinanțarea necesară proiectelor europene? A doua întrebare, care sunt acele probleme pe care firmele le întâmpină, dar voi la bancă nu le puteți rezolva, nu le puteți accepta spre finanțare? Și a treia întrebare vine din partea unei agenții de dezvoltare regională care ridică următoarea speță. Există fonduri de sprijin pentru românii întorși din diaspora care vor să înceapă o afacere în România? Da, deci prima întrebare, la prima întrebare am avut, cum am spus, e măsura 1, cea cu microgranturile, care este în vigoare și la care am văzut deja clienți, am văzut conturi deschise și ele sunt din zona aceasta a companiilor mici, a PFA-urilor, în ceea ce sunt consultanță, management, sunt CMI-uri, deci toate cele care sunt eligibile. În ceea ce privește măsura 2, ea este pentru că este dedicată acelor companii care au fost afectate de criză, cele care au certificate de urgență, deci sunt din aceste industrii, restaurante, hoteluri, cabinete, clinici care au fost închise, în zona serviciilor în general. Iar pe sectorul... Deci, spuneam că prin hotărârea adunării generale 136... Rugăm participanții să-și închidă microfoanele. Mulțumesc mult, Raluca, te rog, continuă. Da, pe măsura, nu știam dacă am apăsat eu pe ceva sau nu. Pe măsura 3, că nu eram cu mâinile sus. Pe măsura 3, fiind în partea de investiții,
Sunt și aceste sectoare, dar sunt și industria, construcțiile, transporturile, toate cele care necesită investiții. Noi le așteptăm cu interes și aș vrea să subliniez că recomandăm clienților să vină să vorbească cu banca ca partener înainte de a depune toate cele documentele pe platformă, pentru că pentru aceste două măsuri se poate vorbi și de cofinanțare, atâta timp cât clienții sunt obligați să aducă o contribuție proprie, ea poate să fie accesată prin credit bancar sau poate să vină ca și contribuție proprie. La fel pentru investiții se pot da credite punte și banca va fi și trebuie să fie un sprijin în a ajuta clientul să își definitiveze un business plan și să respecte toate condițiile care sunt puse atât în legislație, cât și în normele interne ale băncilor.